cum trebuie să se poarte un student care este interesat de viața creștină atunci când se află în mijlocul colegilor lui care nu sunt aproape deloc atrași spre biserică? Să se orienteze după bunul simț. Adică să nu facă numai decât caz de creștinism, de posturi, de alte practici creștine, care de obicei displac tinerilor, îi descurajează. Să fie modest, el însuși să fie un model. Așa, și creștinismul să apară prin tot ce gândește și face el. Așa, să nu afirme acest creștin la început, că s-ar putea întâmpla să-i fie dăunător și celor care ascultă. Deci, bunul simț. Bunul simț îl îndeamnă să fie un om cu minte și un om conștiincios de ceea ce face și cinstit sufletește. Asta îi trebuie. Părinte Stareț, Sfântul Vasile de la Poiana Mărului spune că rugăciunea inimii este sabia Duhului care taie gândurile rele și patimile din om. Iar Sfântul Arhiepiscop Simeon al Salonicului ne spune că nu este altă armă mai tare nici în cer, nici pe pământ ca numele lui Iisus Hristos. Vă rugăm să ne tălmăciți cuvintele acestor doi sfinți. Despre puterea numelui Mântuitorului Hristos, Scriptura vorbește foarte mult, lăudând această forță extraordinară care este în cuvântul lui Dumnezeu. Și v-aș citi acum un cuvânt, întâmplător la am la îndemână acum. Din Filipeni 2, capitolul 2. S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Aici Mântuitorul Hristos este ascultător până la moarte de Tatăl Ceresc. Această ascultare este model de ascultare pentru, mai ales pentru călugări. De aici luăm acest cuvânt și această poruncă de ascultare de la însuși Mântuitorul Hristos care ascultă de Tatăl Său. Ascultă până la moarte. Mai departe, același capitol, versetul 8, 9. Pentru aceea Dumnezeu l-a prea înălțat în această ascultare. S-a dăruit lui nume care este în presus de orice nume. Ca numele lui Iisus Hristos, tot genunchiul se plece al celor cerești și al celor pământești și al celor de desubt. Aceasta este puterea aceasta extraordinară a Mântuitorului Hristos și această putere se arată când ajunge nevoitorul să practice rugăciunea lui Iisus. Această forță o coboară Mântuitorul în noi, în inima noastră. Forță plină de lumină. Și omul este uimit, rugătorul, ce-i strecoară în suflet această chemare a numelui Domnului, pentru că Iisus este prezent în inima celuia care practică rugăciunea, și îi transmite niște gânduri care de obicei, în mod firesc, vin mai greu sau deloc. Datorită acestui nume, acestei forțe care există în numele lui Iisus Hristos. Ia Dumnezeu această putere care o transmite Mântuitorul. Mântuitorul nu este gelos dacă oamenii trăiesc o viață dumnezeiască. Asta și vrea Dumnezeu. Așa. Și de ce ea? Datorită acestui nume care îl chemăm din minte, mintea este mai jucăușă, mai nestatornică.
acest noi se transportă din minte în inimă. Și acolo, unde Dumnezeu însuși își are sălașul, Mântuitorul îi spune, împărăția lui Dumnezeu este în voi. Deci în noi este această împărăție, dar noi suntem întorși oarecum cu fața în altă parte decât această împărăție din noi, cu față către partea rea de noi, către patimi. Și atunci lucrează patimile în noi. Însă dacă această rugăciune pătrunde în noi cu adevărat, Mântuitorul cucerește această inimă noastră, El e stăpânul și de la El avem niște forțe care ne uimesc și care sunt cu adevărat forțe dumnezeiești. Și omul trăiește după poruncile lui Dumnezeu. Să fie însă atent tot acest timp ca prin faptele lui, prin amăgirile vrăjmașului, pentru că nu e scutit de amăgiri, să se mențină în această credincioșie față de Dumnezeu. Și atunci va avea această mângâiere când El lucrează Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin numele lui Iisus Hristos. Părinte Stareț, cum caracterizați vremurile pe care le trăim? Primul confuzie în care accentul cade pe ceea ce vedem, pe materie. Așa. Și în țările astea uriașe, cu America de pildă, numai sectanții de acolo, care sunt foarte mulți, sunt peste 1500 de secte, așa am aflat, așa. Ei vorbesc despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, tăgăduiesc sfinții, moaștele, tainele, ceilalți, eu, sectantul și Iisus. Dar Iisus nu este totdeauna Iisus cel biblic al Noului Testament, este un Iisus cam cum l-a conceput Arie, primul mare eretic al bisericii creștine. Adică un om foarte sus față ceilalți oameni, însă era om, nu era Fiul lui Dumnezeu. Așa. Și Iisus Hristos, în primul rând, era Dumnezeu. Mântuitorul, în capitolul 17 de la Ioan, plângă cei se spune acolo multe lucruri despre rugăciune, spune și acest cuvânt: Părinte, proslăvește-mă la tine cu slava pe care am avut-o la tine înainte de a fi lumea. Opriți-vă numai aici, înainte de a fi lumea, ce era haosul din univers. Era un amestec de materie, de apă, de lumină, de așa tot, fără oameni. Ca după aceea acest Iisus să aibă poruncă de la Tatăl să facă lumea. Și face lumea Iisus Hristos. În capitolul 1 de la Ioan îi vorbește despre aceasta. Toată lumea e făcută de El. Așa. Și e făcută de El ca Dumnezeu. El nu era întrupat atunci. După aceea se întrupează în istorie. Și este Iisus, cel uiduit, cel batjucurit, cel făcut nebun de contemporanii lui, așa, e păcătos, mănâncă cu vameșii, cu păcătoasele, cu, așa. Ce fac americanii acum niște filme în care Iisus este un mare păcătos, în America de astăzi. Așa încât, ce pot să spun decât niște confuzii, așa, niște amestecuri de astea, de păcat și o virtute reținută, așa, și materie. Ei își fac raiul lor pe pământ. Acum n-au nevoie de Dumnezeu și de rai ceresc, americani. Să mă ierte că îi spun așa. Am văzut acolo magazinul este uriaș ale lor, așa, au tot într-un magazin, de la ac până la helicopter. Așa. Magazin cu mâncare, câte vrei, fructe, așa.
și încât ei n-au nevoie de Dumnezeu. Omul a ajuns până la stele, nu până la stele, până la lună, de pildă. Știința e foarte departe și atunci ei au nevoie de Dumnezeu. Și fac ei. Ei sunt Dumnezei care creează în jurul lor, trăiesc o viață, cealaltă viață foarte provizorie. Viață din duh. Pentru că noi suntem materie, așa ne naștem din mama noastră, materie. Flămânzim, plângem, râdem, așa, ca oameni. Oricând murim, devenim duhuri. Această împărăție a Duhului, în care este Mântuitorul Hristos, așa, toată lumea aceasta cerească, e duhuri, așa. Și aceste duhuri nu mor, trăiesc în veșnicie, așa. Aceste lucruri sunt așa, de știință abstractă, așa. Ce-am mai gândit și alții noi, începând cu cei vechi, cu filozofii vechi, greci, așa, și creștini, și ne-a dus Hristos. Așa, aceasta, el vinea de acolo, din lumea aceasta a duhurilor. Așa, și ne-a dus niște realități care le vom trăi și noi. După ce lăsăm materia aceasta. Și pe urmă va reveni învierea. Și așa cum suntem noi, chiar dacă ne mănâncă viermii sau șerpi în mormânt, se vor reface aceste trupuri noastre și împreună cu sufletei care sunt dincolo de la moarte, nu mor, vom trăi o viață nesfârșită. În veșnicie, cum am trăit aici pe pământ, așa, cu trupurile noastre, așa vom trăi și dincolo cu trupurile, însă trupurile înviate, nu avem alt exemplu decât trupul Mântuitorului Hristos. Când arată, se arată Iisus Hristos apostolilor după înviere, ei se sperie când îl văd pe Iisus. Acolo, în mijlocul lui, era la masă, sau unde erau ei acolo, și apare Iisus așa, prin uși încuiate, și au căzut că vă duc. Asta o spune Evanghelia, clar. Și Iisus îi liniștește. Nu vă turburați că vedeți Duh. Duhul n-are carne și oase, cum îi vedeți pe mine având. Ori Iisus este înviat. Și când Iisus circulă pe pământ cu cei doi apostoli la Emaus, așa, apare în mijlocul lor, fără ca ei să-l vadă de unde a venit, cum a ajuns până la ei, stă de vorbă cu ei pe drum, mergând până la Emaus, acolo de la masă mănânci ceva și Iisus ia pâine care ai pe masă, o binecuvintează, o frânge și le-o dă. Și că abia când au mâncat ei din pâinea aceasta, atunci s-a deschis ochii, cu ochii lui Rățiluț de lucru noască. Și atunci Iisus a dispărut, acolo înaintea lor. Nu era materie, era carnea aceasta noastră, materia aceasta noastră, care era transfigurată și putea să apară ochilor noștri trupești și putea să nu apară. Așa, Iisus făcea ce vrea cu trupul lui atunci. Așa. Pe când înainte, când era cu apostolii, deci atunci avem acest caz că Iisus apară ca Duh între ei. Spune Sfântul Ioan Evanghelistul în capitolul 3 de la Evanghelia sa că Iisus știa ce este în om. Știa, fără să facă anatomie de asta. Așa, știa. Și că asemenea trupuri vor deveni și trupurile noastre după înviere, învierea cea de obște, așa. Însă, aceste trupuri noastre, unde o să fie în lumină și altele în întuneric. Cum și-o trăi viața pe pământ. Duhuri necurate sunt duhuri, nu sunt trupuri. Dar vin uneori la noi, așa de prezente sunt în noi, aceste duhuri necurate, sunt duhuri, nu-i materie, încât te faci să suferi, te faci să primești niște gânduri ca ale tale sau ca ale lor, așa. Duhuri fiind,
au niște puteri asupra noastră. Cam așa vor fi și ele noastre, adică vor suferi chiar chinurile care sunt pregătite acolo în iad pentru cei care nu trăiesc după Dumnezeu, chinurile vor fi foarte grele, așa, grele de suportat, pentru că acolo numai duhul, trupul, așa, pe pământ, de pilde, mai ai o experiență, te mai mângâi, un medicament, un sfat, așa, să mai treci din când în când, așa. Acolo sunt continui pentru că nu alternează cu trupul, ci numai cu sufletul, cu duhul, așa. Încât cam așa sunt lucrurile ca urmare a întrebării despre cum apare viața de astăzi. Așa. Viața de astăzi îmi apare confuză, amestecând sau tăgădiind Duhul și aflând materia. Materia fără Duh este ca materia din afara noastră, pământul, stânca, muntele, lemnul și așa pe departe. Și sufletul e suflet, e viață. Așa. Încât dacă ei fac această confuzie și tăgăduiesc Duhul, baza lor principală este materia. Și materia la bună zi dispare. Pentru că dispărim și noi. Ei n-au niciun fel de încredere în viața de dincolo. Iisus, care a făcut lumea, pentru ei nu este Dumnezeu, ci este un, așa, un supraom. Și atunci la cine se apeleze? Să-i ajute, să-i lumineze, așa, și merg în confuzia iadului. Acolo unde nu poate să se gândească decât la suferința în care sunt acolo și la căința pe care o au, că au avut posibilitatea să înțeleagă și să vadă, să trăiască alte moduri de viață și nu le-au trăit în viața aceasta pământească. Și ceea ce facem acum aici pe pământ, cu aceea ne întâlnim dincolo. E bine sau e rău? Se întâmplă ca la un examen. Dacă răspunzi, ești pregătit și răspunzi bine la examen, ești promovat. Dacă nu răspunzi, acolo în timp de examen nu poți mai înveți. Ce ai învățat până atunci, cu aceea mergi mai departe. Așa și cu examenul acesta care va fi cumplit, acest examen în care cel care te întreabă știe exact ce ai făcut în viață. Nu poți să minți, să spui, să motivezi, nu. Cât ai cu tine fapta ta, cu acela te prezinți și cu acela absolvești. Așa încât cam așa sunt lucrurile cu livede eu astăzi. Nu spune accentul pe adevăr. Așa. Și lumea înnoată de la cei intelectuali, de la cei care ajung cu navele cosmice, unii ajung, îi lansează niște principii, niște... Și cei mici, care nu știu, carte, care se apucă să rămână, să înțeleagă ceva de la intelectualii noștri, nu toți, bineînțeles. Așa? Înțeleg această latură care e mult mai ușor de acceptat, materialistă. Să mănânci, să bei, să petrezi, să desfătezi, așa? Că asta e viața. Așa strigă toți. Fii prost, fii habotnic, n-a ascultat popii. Așa. Și el se gândește cu demnitatea mea dacă îi ascult pe toți așa. Și ce e smerenie? Fără smerenie nu poți să înțelegi măreția aceasta lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e smerit, Dumnezeu e smerit. Diavolul este foarte mândru dintr-un început. Așa. Și din diavolul Mântuitorul să fim smeriți. Să fim smeriți și blânzi.
ca el. Așa. Și tu nu accepti smerenie, că e lipsă de demnitate. Și ești încăpat, ai vreo licență, un doctorat, gata. Ce e, lasă niște mari proști. Așa. Și atunci face el ce vrea sau crede cum vrea, așa, și merge pe aiurea, merge pe o cale de asta greșită, prin mândria lui, și pierde, încet, încet, pierde însuși esența vieții, prin felul cum a înțeles, cum trăiește viața. În demnitate, după logică, logica aceasta omenească, și până la urmă nu rămâne cu nimic în mâna lui pentru veșnicia în care intrăm. Când ne murim, nu mai murim. Ne-am născut odată din părinții noștri, așa, și rămâne pentru veșnicie în viață. Dar viața este așa cum ne-o facem noi pe pământ. Așa. Acceptăm, străim cu învață Evanghelia, e bine. Și pentru lumea aceasta, lumea are nevoie de niște oameni normali, de modești, omenoși. Lumea are nevoie de mila noastră, de mila celuilalt. Are nevoie de ajutorul celuilalt. Dar nu toți o au. Sunt milionari în lume și miliardari și sunt și oameni muritori de foame. Și cei care au, țin să aibă și mai mult. Așa. Și ceilalți continuă să plângă, să aștepte, să rabie, să bească, să moară. Așa. Și atunci miliardarii se duc unde n-au nimic, așa, iar cei care n-au nimic, aici au dincolo tot. Dacă au fost la locul lor. Așa. Dacă ascultau de poruncii lui Dumnezeu. Că porunca lui Dumnezeu se mărginește la această omenie, la această stare pe care îți dai seama și la ajuți pe cel de lângă tine. Noi nu ne putem mântui singuri. Ne mântuim prin aproapele nostru. Întrucât facem bine și ajutăm, suntem omenoși cu cel din tabăra noastră omenească, ne mântuim și noi și el. Dacă eu strâng bani și nu-i dau la nimeni, rămân cu banii mei, mor și eu, mor și banii, așa, și trăiesc într-o minciună continuă. Altfel, dacă ajut pe celălalt, l-ajut și pe el cu adevărat să trăiesc o viață omenească așa cum străiesc pe pământ și în același timp să mântuiești și el și eu. Cam așa înțeleg eu viața aceasta. Vă rugăm să ne explicați cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Filipeni. Eu pe toate le socotesc că sunt pagubă față de înălțimea cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care m-am lipsit pe toate și le privesc drept gunoaie, pentru ca pe Hristos să dobândesc. Ce se explică? E clară afirmația lui. Nu cere explicații, decât să primești acest lucru. Să-L primești pe Hristos așa cum este El. Hristos vrea binele fiecăruia din noi. Pentru acest bine și pentru a se izbăvi de toți dușmanii Lui, Iisus Hristos ne dă ajutorul jertfei Lui. Jertfește El pentru păcatele noastre, ca urmând ca după aceea să rugăm să ne ajute în ispitele noastre. Și El, când ne vrea binele cu adevărat, ne ajută. Și poate duhurile curate și față de patimile noastre, de ajutor și de putin, dar trebuie să contribuim și noi cu ceva, cu voința noastră. Pentru că, până la urmă, toți pe binele nostru este acest efort al nostru, pe binele nostru. Dumnezeu așa a rânduit să împlinim poruncile. Și poruncile constau în această cumpătare vieții. Faci că tot nu sunt
Nimic, nu sunt păcate, așa, dacă trăim în această lege a lui Dumnezeu. Cum am spus despre această stare de destrădare. Este voie în anumite limite. Așa și aici. Așa, cu toată mulțimea de motive din jurul nostru, cu toate că îndeamnă la păcat până la urmă, dacă ținem seama de sfaturile Mântuitorului Hristos, nimic nu este interzis decât de câștigat. Câștigăm însăși efortul care îl face pentru o virtute, nu este decât cu vederea. Ne ajută Dumnezeu, ne dă o răsplată pentru asta. O pace sufletească, o bucurie, așa. Dar avem un câștig mare. Câștigăm împărăția lui Dumnezeu pentru veșnicie. Dacă ne străduim și împotriva acestor motive din afară, așa, facem ceea ce ne poruncește Dumnezeu, Dumnezeu ne și ajută și în același timp cât practicăm virtutea, însăși virtutea ne dă o pace și o bucurie că nu ne poate da lumea aceasta cu toate bucățiile ei. Lupta cu păcatul desfrâului. Folosindu-l în limitele aprobate de Dumnezeu. Pentru că în legătură cu această problemă, relația între bărbați și femeie nu este interzisă. Când ne-a făcut Dumnezeu la începutul istoriei, începutul lumii, făcut bărbați și femeie, și le-a spus, creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și stăpâniți. Adică, dintr-un început, această relație între bărbați și femeie era stabilită. Așa. Însă, atâta, cu acest scop. Dar acum, și pentru această practică, fiind zis, pentru această problemă, lăsat ca să înceapă o viață în căsniție prin cununie religioasă. Cununie religioasă încercând să facem de luăm ca ghid viață pe Dumnezeu care a creat lumea. Și facem așa cum ne-a învățat El. Adică trăim o viață cinstită, cerească. Așa. Ori acum, această privință, se fac foarte multe abuzuri. Eleve de curs inferior ajung mame. Așa. Studenți, studente, muncitori, muncitoare, așa, când îi vine lui tulbură patimile, atunci caut să-l satisfacă și el plăcerile acestea, care nu se termină la fel. Unele femei n-au niciun fel de opreniște și revine să nască, spărbează pruncul. Aceasta e legea generală. Și atunci, foarte puțini de ele îl lasă să se nască. Îl omoară cu niște medicamente sau cu alte mijloace. Îl omoară. Și face prima crimă din viața ei și din viața lui. Că la un avort de pildă nu este vinovat numai ea, ci și el. Și începe viața strâmbă. Așa. Această viață care e o bucurie așa pentru unii, satisfacția acestor necesități trupești și fără cununie ce popii, așa. Și greșesc această cerință oamenilor de a trăi o viață curată până la căsătorie, obțin unii, așa. Dar nu toți. Și
disprețuiește această poruncă dumnezeiască, nu-i nimic. Și trăiește o viață de asta murdară, nu mai au singură ispită, mai multe. Așa. Și sau nu numai la începutul vieții, ci așa mai pe urmă, așa că de pe el sunt căsătoriți, care se înșală. Ea sau el se încurcă cu un altă sau cu un altul. Deci are soția lui cu unuie religioasă, cu totul. Se încurcă cu ea. Și trăiesc așa. Trăiesc în dezordine. Și strică pacea în casă, că dacă femeia sau soțul care este păcălit, este umilit, află, nu-i pare bine. Că partenerul sau partenera lui a păcat pe altă cale, a iubirii. Așa. Și atunci strică această armonie din casă, mai apare câte un copil de ăsta, săracu așa, că nu știa cui este, că tata lui este și tata altora care e familia lor. Știți cum se întâmplă lucrurile astea. Și atunci acest păcat care deci la alt stadiu strică anumite familii raporturi între cei căsătoriți, strică pacea familiei. Și în afară de asta mai strică ceva care este ceva dumnezeiesc. Noi oamenii avem în noi acest templu al Duhului Sfânt despre care spune Sfântul Apostol Pavel destul de importante lucruri. Și acest templu al Dumnezeu este locașul lui Dumnezeu în noi. Prin acest păcat, mai ales, prin acest păcat al desfrânării, acest templu se profanează și alungă pe Dumnezeu din noi. Așa. Și atunci patimile cresc mai cu putere, mai cu spor, și viața în familie este mai amară și mai greu de suportat. Se întâmplă și sinucide din cauza asta și mulțime de alte rele. Și de aceea, în păcatul acesta, dacă se ține seama de această poruncă lui Dumnezeu, ca să fie cu binecuvântarea ce era să mă fost la început, sub umblăduire lui Dumnezeu, această viață în doi, cu nuire religioasă și cu pansa aceasta, că trupul acesta al nostru este fără bunul simț, lăpădesc niște pofte, atunci în stare să fac orice ca să crească poftele, dar mai este și înfrânarea. Înfrânarea și te păzește. Păi, de pildă, în lume, sunt aceste formații călugărești, mănăstirile, și de bărbați și de femei. Așa. Sunt unii bărbați sau femei care vin la sfârșitul vieții lor de familie, moare soț sau moare soție și duce la mănăstire. După ce a trăit o viață de asta, având copii, așa. Alții însă, din copilărie, se duc la mănăstire, au și ei, că au și ei trupuri și au niște patimi și niște îndemnă care îndeamnă să așa să greșească, dar se stăpânesc. Cu ajutorul rugăciunii se stăpânesc, își păstrează această integritate trupească și sufletească și au în schimb o liniște, o pace, o bunăstare de asta, că n-ar fi trăit acești de pildă pustnicii care au ocupat pustiurile și cele lumii, n-ar fi trăit în mizeria în care trăiau ei, așa de dragul pustnicii ei. Nu, aveau cu adevărat niște mari bucurii și plătește. Și de ce ea posteau, de ce ea dormeau până așternut pe jos, pe pământ, pe piatră chiar. Și aveau niște satisfacții, sufletește, care dominau aceste pofte. Adică se poate experiența aceasta care e în jurul nostru, vedem că se poate trăi fără acest, fără practicarea acestui păcat al desfrânării. Așa. Și cine vrea, poate, și cine nu pune preț, așa, spune că nu poate, eu nu pot. Și nu te-am în nimeni.
Nu vedeam nimeni să se călugărească, străiască. Ești liber. Așa, îți faci viața așa cum vrei tu. Dar dacă ți-ai dat angajament, ți-ai dat cuvântul, ține-te de el. Pe Dumnezeu nu puteam să-l înșelăm. Așa încât aceasta este, sau acesta este răspunsul. Căsătoria și viața în doi bărbați și femeie nu sunt interzise, relațiile între ei nu sunt interzise, însă în anumite condiții, ca altfel vătrămâni chiar locașul lui Dumnezeu de noi și ne străinăm de Dumnezeu și pierdem plata cerească din cauza acestor nestăpâniri față de poftele noastre care pot fi înfrânate.